Salut, George! Salut, Alex! Ți-am ce aminte de vremurile când oamenii ne încurcau? Mulțumesc că ți-ai lăsat barba! Dar încă se mai întâmplă! Nu cred! Mie mi s-a întâmplat asta! Cu tot cu barbă? Sunt onorat! Da! Oh, domnul George! Și se mai întâmplă cu... Te întreabă ce telefon? Nu, nu intrăm chiar atât de... Pe mine mă întreabă când chiar... ce facem cu pădurile alea. Și ce facem? A, facem treabă. Facem bine, le punem facem pe o aplicație. Foc. Da, pe vremuri o mai pățeam și cu Pândaru, Claudiu Pândaru. Serios? Da. Bine, da, și el cu mine. Adevărul că eu, voi erați gemeni, de adevăratele. Aproape, da, am fost și Men in Black. Mi-aduc aminte de vremurile alea. Am pornit mașina electrică. O auzi, nu? E pornită? Exact. Mi-e periculos să te dai cu asta pe că nu te aude nimeni. Apare așa pâș pâș. Eu pățesc cu trotineta, știi? Și trebuie să scoți. Cu trotineta electrică e la fel de rău, nu? Fiți amabil. Da, bine, nu prea ai pe unde să te dai cu ea, dar asta e altă poveste. Cum pe pistele de biciclete avem câte 170 de kilometri de nu, nu. Hai să nu începem dimineața într-un ritm atât de, dar dacă vrei, uite, chiar duminică am material pe post și despre am... mediu. Despre mediu. Mi-a plăcut acel promo, cadrul ăla cu lacul, mi s-a părut. Da. Ăla a fost tot ce era nevoie. Cam ăștia suntem. Este o oglindă în care ne reflectăm. Lacul ăla plin de peturi, acolo, dacă ne uităm în el, suntem noi. Niște peturi. Am atacat și problema asta a bicicletelor. M-am dat cu Marian Ivan, colegul nostru care are un ING pe tema asta. Și ne-am dat prin oraș, m-a luat, el a luat înainte și eu după el cu bicicleta, așa, linii de tramvai, am zis, băi, stai, hai pe pistă. Cum, care? Și eu n-am știut, eu am crezut de ani de zile când mai veneam cu trotineta, îi fluieram pe cei de pe trotuar, că stăteau pe pistă. Nu mai sunt valabile acele piste de pe trotuar. Nu mai sunt valabile? Dacă mergi pe aici, da, și le vezi pe alea cu galben puse de nu știu cine pe milioane, nu, ci că au dat cei de la poliție un ordin acum ceva ani. Și l-au desființat pentru că nu legal. Sunt în regulă și atunci... Ok, hai să nu ne răim, hai să o luăm așa cu începutul. Ha, că eu deja... Da, exact, așa ești tu. Spaima cameramanilor, omul din zăpezi, Yeti. Și a șoferilor. Și a șoferilor. De la noi. Da, bine, cunoaștem cu toții problema. Adică... Alex Dima, 41. Da. Arăți de 27. Îți mulțumesc, eu cobor aici. Din Buzău Pietroasele? Fix. Fix. De unde se înțarcă puștanii cu vin? Cu vin? Bun asta, să dețină minte. Așadar, Buzău București? Buzău București, da. Jurnalist, dar nu jurnalist la bază, adică jurnalist cu altceva la bază. Da, vreau să mă fac preot. Asta, că trebuie să o zicem și pe aia. Păi nu că trebuie să o zicem, că eu sunt foarte... Ești deschis despre chestia asta. Nu, nici n-ai cum să... Acolo eu m-am format. Am 9 ani de teologie la bază și așa acolo m-am, dacă am luat 7 ani de acasă, după aceea acolo m-am așezat ca om. Și mi-am pus cărămizile în cei 9 ani de teologie. Și asta se simte în materialele tale de suflet, mai ales în preajma sărbătorilor. A fost foarte apreciat cel de la Atos. Da, mi-a plăcut și mie. E o chestie la Atos, nu? Da, este. Se simți energia de acolo? Da, când uite, ajunge. Uite. Da, adică da. Sunt un fel de Andra. Da, am o Andra pe mâini, da. Să spărim păr pe piele. Eu, știi că eu, cred că ți-am mai zis, eu mă consider un pic agnostic. Și din cauza faptului că m-am lovit prea des, probabil, de patriarhie, în diferite situații ca jurnalist, dar... Avem o problemă de comunicare foarte mare și, din păcate... Nu o recunoaștem așa. Adică eu o recunosc, dar nu o recunosc ei acolo. În fine, întorcându-ne la Atos, așa? Foarte fain. Trebuie să ajungi odată dacă n-ai ajuns. Măcar o dată în viață. Măcar o dată în viață, pentru că este o altă lume. În cu singură condiție, să fii bărbat. Eu ziceam ție să te duci odată în viață. Da, acolo. Ok. Toate femeile care se uită acum la noi, probabil vor fi foarte încântate să reaudă chestia asta. De ce au voie femeile acolo? Păi, bine, dacă stai de vorbă cu parte din călugări de acolo, spun că s-a arătat Maica Domnului și care... Dar dincolo de toate întâmplările astea, cumva, așa, niște minuni, așa. E simplu, pentru că acolo sunt călugări bărbați și la un moment dat veneau femei și îi stârneau, îi ispiteau. Ispiteau.
săraci. Și atunci cel mai bine a fost să nu mai vină. Am nu știu cât de bine e treaba asta, dar în fine, dacă asta a fost regulă acolo, hai să respectăm. Știi, eu am mai discutat cu doamne după materialul ăsta sau în timp ce îl pregăteam și spuneam revoltate, nu cu doamne, doamne, ci cu doamne. Erau revoltate că de ce nu mergem, că de ce e... Băi nene, dar ai fost peste tot în lumea asta și ți-a rămas Atos pe listă. Deci asta e ultimul loc unde vrei tu să pui stegulețul, e în Atos, dar ai fost încolo. Ce n-ai bătut? Te-ai dus eu până la ploie și te-ai întors și vrei la Atos? Am o teorie că într-un mod foarte, să zicem așa, cu cârlig ironic, Dumnezeu e de fapt femeie. Ia dezvoltă. Ai timp? Așadar, 41, ai o fetiță superbă pe Sara. Mulțumesc. Să trăiască. Fetiță superbă. A ta merge la școală de stat însă. A mea e deocamdată pe la grădi, așa la privat, dar tu ai dus-o direct la stat. Am dus-o direct la stat. Bine, am început cu grădiniță la stat când avea vreo 2 ani, m-a apucat pe mine că gata, trebuie să intre și să învețe ce este așa. Supraviețuirea. Da, am dus-o vreo, cred că vreo 4-5 zile am dus-o la stat. Avea vreo, aproape 3 ani avem. Și am dus-o la o grădiniță de stat, când m-au văzut aia acolo, au zis, o, domnul Dima, bine ați venit. Știți, o mutăm la grupa mijlocie, având 2 ani, trebuia să fie de... grupă mică, dar e doamna mai bună acolo la grupa mijloc. Bine. Și nu avut copii mai mari? Și erau copii mai mari și sărac copil nu mai făcea cacă, nu mai făcea pipi cât stătea acolo. Intra și am culminat și când m-am dus. Și nu mai bea apă. Și da, era să intrase, s-a blocat. Și m-am dus într-o zi să o iau de acolo, ei dormeau după mine și m-am dus să o iau și toți dormeau și a mea săracă stătea cu fața, cu ochii în tavan și când m-a văzut i s-au umplut ochii de lacrimi. Și în momentul ăla am luat-o în brațe și am zis, gata, ia-ți la revedere de la doamna, de la doamna grădiniță, de la... S-a întrerupt grădinița în momentul ăla. Și ne-am mutat după aia la o grădiniță privată unde a fost foarte fain, după care la școală la stat. Acum, deci grădiniță privată și după aia școală de stat. Școală de stat. Este și școală, ok la școală? Este foarte bună, doamna învățătoare este excelentă, este minunată. Îmi pun însă mari semne de întrebare, este clasa 3. Acum mă întreb ce o să facem din clasa 5-a, pentru că fiind o școală foarte bună, a năvălit tot Bucureștiul acolo în ea și sunt clase acum, nu știu, până deci la... Deci sunt câțiva dascăl buni și toată lumea vrea acolo, nu? Și toată lumea vrea acolo. Sunt dascăl buni în primele clase 1-4, din a 5-a fiind foarte mulți copii, îți dai seama că, nu știu, sunt niște mii. Fantastic. Și mă întreb ce o să facem din clasa 5-a. Ok, dar în rest sunteți bine, nu? În rest suntem bine, da. Ne dai voie să ne băgăm un pic cu bocanci în familie, așa? Te întrebăm dacă ești fericit în viața ta? Asta cu fericirea e o noțiune. Eu sunt foarte liniștit și relaxat și chiar mulțumit. Doamne, trece pe lângă biserică. Eu mă închin când trec pe lângă biserică. Tu încă te mai închin? Încă mă mai Dar nu scuip după colț. Mă închin. Ce înseamnă să scuip după colț? Păi așa fac românii. Își fac cruce și după aia în jură la următoarea intersecție. Da, avem de lucrat la capitolul ăsta, nu scuip după colț. Eu cred așa, că dacă vrem o schimbare în lumea asta și în jurul nostru și eu m-am săturat să ne tot văităm. Dacă stăm de vorbă noi între noi, la un moment dat inevitabil începem să ne văităm. Uite, chiar m-am văitat de grădiniță, de nu știu ce. Că ne văităm foarte mult și dacă vrem o schimbare, schimbarea trebuie să înceapă cu mine și am putea să începem schimbarea asta de la... A nu mai arunca mucul de țigară din mașină le știm, în stradă, Alex. Să nu mai scuipăm. Păi nu, păi cum le știm, dar hai odată să le aplicăm. Da, dar le vorbim noi și e așa, suntem deconectați de la cei care le fac. Da, dar că... noi avem posibilitatea asta să ne facem auziți, știi? E minunat. Tu ai încercat vreodată să te duci la cineva care aruncă gunoi pe geam și să-i atragi atenția? Da, de multe ori. Și ce reacție ai avut? În materialul de duminică o să fie la un moment dat niște domni pe care îi prind pe coada lacului Bicazul, zice tu că ai văzut petrole alea, cum descărcau dintr-o mașină de teren, deci nu erau prostuții satului. Avea o mașină de teren cu remorcă și i-am prins când aruncau gunoi în pădure. Ne-am luat după ei, i-am prins, eu nu știu ce, asta se întâmplă acolo. Și am pus să-și ia gunoiul de acolo, să-l pună în remorcă și să-l duc înapoi acasă. Și? Ce-au făcut? Și l-au luat și l-au dus, pentru că la vreo oră după aia, când ne-am întors prin satul ăla, iar treceau iar cu mașina cu gunoi, i-am văzut, ne-am luat iar după ei
Și aveau într-adevăr gunoi de grajd, îl duceau sus pe o plantație și am văzut unde au pus și gunoiul pe care l-au adus de acolo, de unde l-au luat de lângă noi. Unde l-au dus? După aia nu știu unde l-au dus, probabil tot acolo. Dar ideea este că dacă ai tupeu nu te-a înjurat cineva. Curaj, bă, da, te înjură pe tine. Tu erai cu camera lângă tine. Eu m-am luat cineva care a aruncat gunoi pe geam și am spus: "Scuze-mă, ți-a găzut gunoiul ăla pe jos." Și ai zis altul și du-l la copii. Da, și ai zis, dacă te deranjează. Și mie mi s-a întâmplat. Și mie mi s-a întâmplat. Dar știi ce este? Și de câte ori ai zis să faci chestia asta? De foarte multe ori, până când o să bătrânești și nu o să pot să mai vorbesc. Știi care este povestea de ce se întâmplă chestia asta? Pentru că nu-i pedepsește nimeni. Exact. M-am dus la garda e de la mediu. Fel cu traficul. M-am dus la garda de mediu de la Neamț, unde șeful gărzii de mediu este fostul viceprimar de la Târgu Neamț, cred că se cheamă, membru PSD. Nu contează membru de la nu, pentru că aici este drama, că îi numim politic. E, și ce îmi spune omul ăsta foarte mare așa la birou? Zice, știți că se aruncă nu știu ce? Da, știm. Zic, dar i-ați prins vreodată? Niciodată. Și l-am prins eu ieri. Ieri l-am prins. Și se uita așa cu ochii. Zice, dumneavoastră nu puteți să-i prindeți? Și el ce? Știți când se deversează în apă aici? Că toate mănăstirile și toate pensiunile și aruncă mizeria. În, și știm asta. Și știm că se aruncă gunoi. Și ce faceți? Și ce? Știți când se întâmplă? Se întâmplă pe timpul nopții, după ora 4 și vinerea după ora 2. Păi și? Păi și noi plecăm acasă că suntem bugetari și eu nu pot să chem, pentru că na, avem codul muncii și noi programul se termină. Are probleme. Tu îți dai seama ce țară trăiești și întrezi, dar pe coada bicazului, pe apa aia în sus, te-ai dus vreodată? Și zice, da, am fost în câte controle? Băi, au fost câteva. Câte amenzi ai dat anul trecut, în 2017, câte amenzi ai dat? Două amenzi. Cui? La primărie. A, deci te-ai dus la primărie și ai dat primarul amendă. Mulțumesc. Bun. Am luat barcă de la Salvamont și am coborât pe Bistrița, pentru că de acolo vin gunoiele, pe Bistrița, le aruncă pe Bistrița. Luăm barcă, cobor cu Salvamontul, este dezastru când merge apa aia atât de frumoasă, te uiți pe sus la munții aia și când cobori, privirea gunoaie, stânga-dreapta, stânga-dreapta. Bun. Comuna Crucea. Ne oprim, văd pe unde se aruncă gunoaiele. Nu da spoilere din material. Vezi că intrați în starea în care zici tot. Mamă, ce m-am enervat. No, da, hai să spun. Eu apreciez chestia asta la tine, că tu încă mai ai puterea să te mai pornești împotriva. Lasă-mă, frate, că poate să uite cineva la noi. Lasă-mă să spun până la final. Hai zi, Crucea. Opresc în Crucea, nu știu ce, mă duc la casă, polițistul din sat s-a nimerit, chiar în fața casei polițistului. Coboară, zic, îi pedepsești pe ăștia cumva, nu știu ce. Și stau să-i pedepsești, cine aruncă gunoi. Eu, în fine, vorbesc mai târziu cu primarul. Primar care îmi spune că acolo, de fapt, polițistul arunca gunoi, încerca să-și facă o platformă, să-și construiască o parcare pe malul apei. Polițistul. Și arunca gunoi ca să-și facă... Și arunca gunoi, da, să mai extindă puțin malul, să-și pună mașina acolo. Păi și da? Atunci cine se pedepsească pe oamenii ăștia? Despre asta este vorba. Știi care este partea proastă? Ei se bucură când noi ajungem în stadiul în care nu-i mai suportăm și ne retragem din și lăsăm. Eu cred că noi avem putere și cumva avem și datorie. Am sentimentul ăsta că avem datoria și cumva trebuie să-mi fac datoria asta de jurnalist, pentru că suntem vocea celor mulți. Eu pot să mă duc și să-l iau pe la și să-l arăt în toată golicina lui și să-i spun, bine, nu chiar în față, în față, dar toată lumea își dă seama la, după ce îl dau la televizor, ești o mizerie. Și un gunoi. Pentru că cei care aruncă gunoaie și umplu țara asta de gunoaie, revenind la material, astea sunt. Ți-ai văzut fața vecinilor mei, unde m-am mutat eu acum, când am atras atenția să nu mai arunce buruienile pe terenul vecinului. Nu, dar nu fac mizerie, că e aici în spate la mine. Și dar nu terenul ăsta, de ce aruncați asta aici? Păi nu, că nu-i decât niște iarbă. Și ok, dacă nu-i decât niște iarbă, de ce nu? Mănânc-o. Știi că asta se usucă, o ia vântul, să... Da, domnul, aveți dreptate, da. Gata, a schimbat post. Ai pierdut unul. Am pierdut unul, nu? Să le spui oamenilor adevărul, poate să-ți aducă și beneficii de genul ăsta. Păi da, pentru că oamenii preferă să trăiască cumva. Ne-am învățat să trăim în bulele noastre, știi? Și la bloc, și la casă, și la... Hai să ieșim din bulă. Uite, zi-mi niște lucruri care ți-aduc totuși satisfacție în ceea ce faci tu. Știu că ești foarte implicat în proiectele astea cu Magic Home, Magic Camp. Da, Magic Home, Magic Camp, Dăruiește Viață, Bursa de Fericire, Spitalul de la Marie Curie, Așezământul de la Rădăuți. Uite, sunt niște chestii pe care poți să zici, da, am... Păi aici sunt, uite, astea pe care le-are enumerat acum și multe altele, sunt locurile din care eu și colegii mei ne tragem energia.
pentru că atunci când te duci într-un loc să ajungi, tu de fapt te duci așa, de fapt șmecheria este că tu de acolo furi. Te încarci pozitiv și ne încărcăm motoarele și vedem că lumea rezistă. Eu am teoria mea, eu cred că societatea asta este formată din niște celule de astea vii, cum sunt locurile astea, Magic Camp, Magic Home, Dăriește Viață și așa mai departe, care ne țin vii și de acolo eu cel puțin eu nu fur energie. Uite, pe 19 mai eu o să fiu la așezământul de la Rădăuți, unde în fiecare an are loc acolo o expoziție de pictură, chestii pictate de copii aia excelente, care se vând prin străinătate. Sunt convins că nu e o chestie de mare audiență la televiziune, așa că probabil că o să aflăm doar de la, pe la tine, de pe Facebook, de undeva. Ba, nu e adevărat, am făcut până acum 3 materiale acolo. Și se uită lumea la așa ceva. Și se uită lumea la așa ceva și sunt urmări și acum. Ultimul material l-am dat acum vreo un an și jumătate și mă sună măicuța că încă se duc oameni acolo, oameni care au fost la televizor. După materialul ăsta au venit oameni care au ajutat, a venit un domn profesor care a făcut acolo o trupă și cântă copiii și uite, vreau să-i aduc la un moment dat în București să cânte. Ce e foarte fain că la un moment dat materialele mele încep să se unească între ele, știi, cumva personajele, să creezi niște punți, așa. Chitara lui Alex de la Goodbye to Gravity acum este la Rădăuți, cântă copiii de acolo. Chitara cu care a cântat pe scenă, da, a fost salvată, a rămas ca prin minune, i s-au ars doar corzile, da. L-au schimbat și acum cântă copiii acolo. Fantastic. Da. Și uite, vezi, luăm din suferință și din cancer, da, și construim. Și facem ceva bun. Da. Băi, deci luăm... cum reușești chestia asta? Cum facem să luăm din toată suferința asta și să facem ceva bun? Cumva trebuie să întorci clepsidra la un moment dat. De fapt, cred că ți se întoarce cum găsești resursa asta să faci chestia asta? Trage-i în piept și te gândești că ok, aici suntem, ăștia suntem, suntem destul de jos. Ce putem să facem să mergem mai departe? Că dacă stăm și ne lamentăm, ce spuneam puțin mai devreme, o să rămânem în stadiul acolo și să ne tot plângem. Uite, vezi? Da. Într-o zi telefonul ăla s-ar putea să nu mai salveze viața. Da. Da. Eu cred foarte mult în puterea noastră de a ne ridica. Într-adevăr, am senzația că l-aud iarăși pe Vlad Voiculescu. Că a fost și el pe scaunul ăla. Și... Păi, Vlad Voiculescu este fratele meu. De-aia i-am adus numele în discuție, pentru că aveți niște teorii foarte similare. Da, pentru că petrecem mult timp împreună. Petreceam. Acum de când el și-a băgat în cap să facă povestea asta cu politica, nu-l mai văd. Nu? Că e foarte ocupat. Vlad are o teorie că, de fapt, nu e nevoie să schimbi toată țara. Nu e nevoie de cei 15.000 de specialiști, dacă ți-o aminte, povestea așa, din 96. Da. Nu e nevoie de cât de vreo, nu știu cât zice el, vreo 300 care okay. Să pornească schimbarea. Sunt de acord cu el, dar parțial. Ai nevoie de 300 de oameni, dar pe care să îi pui în posturile cheie și oamenii aia să înceapă de acolo să se multiplice. Ca o bacterie bună. Exact. Dacă ai 300 de oameni așa cum sunt ei acum și eu urmăresc ce fac ei cu platforma aia lor, dar ei încă nu sunt vizibili. Poate nu sunt pregătiți încă să vorbească sunt despre ea. Mâncați de mașina de propagandă. Pentru că ăștia care sunt și nu vorbim de partide, pentru că partidele care sunt acum astea mari și istorice sunt aceiași oameni, au trecut de la unii la alții fără nicio problemă. Bineînțeles. Dar cu toate să avem nevoie de politică. Avem nevoie și slavă cerului că se întâmplă. El este un exemplu de om venit dintr-o viață bună la corporație și și-a asumat schimbarea intrând în sistem. Dar încercând să schimbe lucrurile din interior, intră în morișca asta politică și încearcă să facă și un partid, că altfel n-ai cum, nu? Eu, sau în momentul în care a vrut să vină, eu i-am spus să nu vină în țară, să intre în povestea asta. De ce? Pentru că știam foarte bine, mult mai bine decât el, ce este aici și cum sunt cei din Hora în care o să intre el. Mai târziu a văzut și el cum arată Hora asta. Și am spus. Și el mi-a zis atunci, dacă nu mă bag eu, dacă nu te bagi tu, dacă nu se bagă cel de lângă noi pe care îl știm, atunci nu avem voie să criticăm și să ne mai plângem. El are dreptate. Hai să ne implicăm. Despre asta e vorba, implicare. Hai să o facem.
Da, da, tu mai mult decât să fii câinele de pază al societății, da? Să fii jurnalistul care arată cu degetul și să încerci să ajuți la vindecare cauterizând, tăind acolo unde, se, unde e necesar. Poți să faci mai mult? Să te implici? Da, pentru că nu politic, dar uite, avem puterea. Noi ce cred putem eu că putem să facem, să rezolvăm ceva fără politică? Da, eu cred că multă lume ne întreabă, și faceți emisiunea asta de 10 ani și ce ați schimbat? Că uite, tot aia, tot nu știu, m-am săturat de întrebarea asta, știi? Deja este, nici nu vreau să mai aud. Ce putem noi să facem este să schimbăm un pic la mentalitate. Asta cred că, că reușim și am reușit în anii ăștia. Asta este strat cu strat cu strat cu strat. Cu strat, facem asta de 10 ani și să dea Dumnezeu să fim sănătoși să tot facem de aici încolo. Strat cu strat, bun, schimbăm mentalitatea, le arătăm oamenilor că, băi, există și altceva, se poate și altfel. Hai să plantăm, hai să facem, hai să gândim mai pozitiv. Dar ajutorul social și așa ne-au ținut foarte și ne țin încă, în suntem perfuzie. Acolo, da, suntem. Sistemul ne ține bine prinși. Tot în perfuzie. Dar ca să nu ducem discuția foarte jos și așa, îți spun, există celulele astea în care eu mă duc și mă încarc de energie și sunt absolut minunate. Există o să par acum, dar asta e, eu asta fac. Mănăstiri în care te duci și în care găsești preoți de aia adevărați, care știu să vorbească cu tine, care știu ce înseamnă muzică, știu ce înseamnă blugi. Știi ce îmi zice părinte Nene Cula de la Sibiu, odată când stăteam de vorbă? Zice, dacă Iisus ar fi venit astăzi, acum. Era hip-hopper. Era umbla în blugi. Era Kendrick Lamar. Bă, nu știu ce era. Dar era umbla în blugi și vorbea cu tinerii, pentru că și pe vremea lui tot asta a făcut. A vorbit cu oamenii de acolo, nu era îmbrăcat în niște straie. Acum vorbește cu babele și le spune copiilor să tacă din gură. E adevărat, nu Iisus vorbește cu babele și le spune. Nu. Vorbesc niște oameni care, din păcate, dacă acolo asta fac, ăla e nivelul. Ăla e publicul. Dacă vrei, vorbești cu babele și le spui să... Îți creezi public. Hai să nu intrăm acolo, că... De fapt, ți-l pierzi. Exact. Ți-l pierzi și cu ăla rămâi și da, zici că pe ăla l-ai creat. Ne avem o problemă de comunicare, știi? Uite, că ne apropiem acum de patriarhie. Nu te duc cu intenție acolo. Nu știu, mergem acolo. Ne vedem cu patriarhul. Îi dăm tare. Vreau să mă îmbrac și îi dăm calco. Auzi, m-aș uita, aș mânca pe pâine un interviu al tău cu patriarhul. Și te-aș da și eu câteva întrebări să îi le pui. Ce l-ai întreba? Prima întrebare pe care i-ai adresat-o. Prima întrebare pe care i-aș adresa-o? Nu dacă cred în Dumnezeu. Alta. Nu, asta că asta deja... Aici deja, dacă pui asta, dacă asta e prima ta întrebare la un interviu cu patriarhul, să zicem, sau cu un... Așa. Gata, păi ți-ai distrus interviul pe... El și-a făcut o părere despre tine. A, deci ești okay. Ostil. Este agresiv. Dar de ce? E o întrebare deschisă. Da, e o întrebare deschisă. Hai să văd. Zi tu, ce l-ai întrebat tu? Mai dai cu catedrala asta, mai facem și altceva. Bine, Alex! Mai dai cu catedrala, mai facem și altceva. Mai tragem mult. Știi ce? Eu am înțeles. Auzi, dacă Iisus ar fi venit acum în blugi, ar fi făcut o catedrală sau ar fi făcut spitale? Știu că e o întrebare banală, dar hai să le explicăm oamenilor care se uită de la cineva care are teologie ca școală și ca vocație. Cred că ar fi venit în blugi și ar fi încercat să ne vindece în interior, să nu mai avem nevoie de spitale. Știi că și boala asta este o urmare a păcatului, a stării, știi, depresia și și porul ne îmbolnăvim. Aici ar fi încercat și încearcă, Dumnezeu asta încearcă, să ne vindece în interior. Trebuie numai să vrem noi să avem deschiderea. Zice în Biblie, iată, stau la ușă și bat. Deci Dumnezeu, băi, dacă vrei să deschizi, eu sunt aici. Dacă nu, dar cum îl vezi? Adică e problema ta. Mie mi-este prea greu să mă mulțumesc cu crede. Știi ce? Păi nu crede. Încearcă să dai de tine în primul rând. Nouă ne este foarte greu. Dumnezeu e în fiecare dintre cred noi. Cred că mă pot găsi mai ușor la psiholog decât la preot zilele astea. Ai încercat? Nu. Bă, un pic. La un preot. La preot e ca la doctor. Așa. Dacă ai o durere, nu știu, te doare un renic, o bucată din creier. Așa. Și te duci la un doctor care nu e bun. Așa. Deci te doare în continuare.
ce faci? Te duci acasă și zici, gata, ui, ia, toți sunteți la fel, nu știu ce, la la, gata. Și ziarii și toți iau șpoagă, da, niște pișcota. Da, niște toți suntem la... Nu, te duci și îl cauți pe următorul doctor. Așa e și la preot. Și slavă cerul dacă ai încercat... Dar de ce aș alege 3-4... un preot și nu aș lua un medic? Frate, ia ce vrei. Important este să te găsești pe tine, să-ți găsești liniștea. Nu, dar de ce să aleg un preot și nu un medic pentru suflet? Pentru că un stai așa, deci un medic pentru suflet? Da. Psiholog, okay. Psihiatru. Psiholog, care te ajută să... Să te găsești. Să te găsești pe tine. Și după ce te vei găsi pe tine, care e următorul pas? Să treci cu tine, să poți trăi cu tine. Ok, bun. Să fii în stare să te iubești și pe tine. Și atunci poți să iei legătura și cu un preot, dacă simți nevoia, să treci la un alt level. Să dai și de Dumnezeu, pentru că în momentul în care cu siguranță te vei găsi pe tine, în momentul ăla cu siguranță, vei simți că, opa, am dat de mine și parcă la mine aici mai este și altceva. Auzi, poate că sunt eu puțin prea pragmatic, dar și eu vin de la țară, într-o fel sau altul, toți venim într-o fel sau altul de la țară. Da, toți suntem țărani. Exact. În loc să stau să aștept să vină Dumnezeu să-mi rezolve situația, mai bine nu mai bine pun eu osul pe la treabă, dar nu mă mai smior. Dar n-a zis nimeni că, Doamne, ajută-mă, Dumnezeu... Doamne, scapă-mă de boală, Doamne, ajută-mă să mă îmbogățesc, Doamne, pune-mi copilul la școală. Okay, nu, mă duc eu la muncă și fac eu chestiile. Doamne, ajută-mă să mă îmbogățesc. Știi că vorbeam cu colegii mei care sunt preoți și găsesc pe la... Vin și lasă bilețele de astea. Ajută-l pe Nicușor să ia viză. Părinte, roagă-te să îi dea cu suspendare. Eu mă văd cu colegi de-ai mei care sunt preoși, care unii sunt buni, unii sunt... Știi, și m-am văzut într-o seară cu ei. Auzi, da, scuze-mă, ai colegi din ăștia care mai sfințesc și mașini pentru un ostărul acolo? Nu știu, deci fac... Știi, și m-am uitat la ei așa într-o seară. Și fac bani de țingări. Și... le-am zis, eu m-am uitat și am zis, băi, știi ce crede? Și s-au făcut liniște și s-au uitat. Adică ce sper? Sper că Dumnezeu are simțul umorului. Sigur are, dacă când există. Se uită la noi așa și ne aude pe noi cum gândim și ce face. Și zic, băi. De unde știi că Dumnezeu există? De unde știi că Dumnezeu există? De unde știi tu că Dumnezeu există? De unde știu eu? Uite, o să spun, a avut fiica mea discuția asta la școală cu niște copii. Și ce le-a zis? Uitați-vă în jurul vostru. La tot ce se întâmplă, da? Cine a făcut copacul, frunza, omul, că încă ne descoperim în celule, cineva a creat, că n-au apărut dintr-un Big Bang și dintr-o dată, buf, au apărut. Ești tu sigur de asta? Eu sunt sigur de asta. Pentru acel cineva este Dumnezeu. Pe măsură ce avansăm, știința tot împinge în spate. Asta e cea mai simplă explicare. În ce teorie? Toate teoriile creaționiste sunt împinse, sunt în retragere de sute și mii de ani, împinse înapoi de evoluționism și de astrofizicieni. Da, frate. Eu asta cred. Ok. E simplu să crezi. Nu e chiar simplu să crezi. E simplu dar să nu crezi, e mai ușor decât să cercetezi? Păi nu, asta e cum ai zis tu, e simplu să crezi dacă nu spui întrebări. Dacă spui întrebări, atunci trebuie să începi să cercetezi. Și crede-mă că în anii ăștia de teologie au fost foarte multe întrebări. Ok. Pentru că ți se dau așa servită, știi? Și stai, bă, nene, dar... Chiar așa? Mergea pe apă? Chiar așa mergea pe apă? Ce căuta acolo? De ce nu a luat o barcă? Sau altceva, știi? Și... Na. Vin întrebări la care găsești răspunsuri dacă găsești omul bun să-ți dea răspunsul respectiv. Dar tu crezi în Dumnezeu? Cred în forța binelui. Ok. Ce înseamnă forța binelui? Dacă binele este Dumnezeu, cred în Dumnezeu. Ok. Păi așa spune. Dar nu cred într-o entitate super inteligentă care a desenat totul, un arhitect din asta absolut, pentru că dacă Dumnezeu este arhitectul perfect, are niște găuri în proiectare nasoale de tot. Hai să mai revenim la o chestie care mi s-a părut interesantă. Elena Lasconi spunea că ea e stare să se ducă să facă primăriță ca să schimbe ceva hands-on. Haide, și vrei să mă pui dacă o să candidez vreodată? Băi, ar fi o variantă. Mă văd făcând asta, dar nu știu unde. Adică mi-aș dori să, dacă ar fi să se întâmple lucrurile astea. Deci acum suntem în zona lui dacă ar fi, da? Așa. Aș vrea să se întâmple undeva după munți.
După munți. Da, după munți. Cu toate că bătălia aici se dă până în munți. E bătălia mare și dacă vrei să schimbi ceva și să... Așa e. Așa. Pentru că acum după munți, crede-mă, treaba e destul lucrurile de ok. Sunt așezate. De-aia zic că mi-aș dori să fiu acolo după munți și să... Dar ce ai schimba aici? Uite, mergem printr-un oraș super aglomerat, foarte multe mașini, aproape zero biciclete până aici, da. Trotinete și așa mai departe. Aș face centură în primul rând. Aș face o centură a Bucureștiului și aș scoate foarte mulți din traficul ăsta. După care... Ce facem în interior? Ce facem în interior? Când întrebai de biciclete, aș aduna toți arhitecții din primărie și alți arhitecți deștepți din afara primăriei, pentru că sunt cu siguranță, și aș întreba cum aș putea să găsesc niște căi, și iarăși sunt, să fac, de exemplu, piste de biciclete. Nu știu, aș închide niște bucăți de stradă. Puțin în jurul ăsta, 2, 4, 6, 7, 9 benzi. Din 9 benzi, toate sunt alocate pentru automobile, mașină, da. Iar în cele mai multe de jur, împrejur, e câte un om în mașină. Câte un om în mașină. Dacă eu am trotinetă, ți-am povestit, am trotinetă, m-aș da cu ea, mă dau cu ea, numai că de fiecare dată când mă urc cu ea și ies în trafic, viața mea este în pericol. Nu, dacă aș avea, trebuie să fie frică ca să supraviețuiești. Dacă aș avea o pistă, uite, am fost în Germania acum o săptămână, știi? Băi, te apucă pandaliile când vezi că și pe câmp au pistă de bicicletă și prin pădure. Oraș și prin pădure și prin nu știu ce. Aia se numește civilizație și aia înseamnă să-ți pese de oameni. Deci pistă de biciclete. Centură în jurul Bucureștiului. Da? Centură în jurul Bucureștiului. Centură în jurul Bucureștiului și aș găsi, aș căuta variante. Sunt curios câți oameni traversează orașul în momentul ăsta. Adică ăla de la Suceava oare chiar are treabă în centru? Nu, traversează, se duce în partea alaltă, se duce spre Ploiești probabil sau habar n-am. Și decât să folosească centura de la voluntari unde este full, a luat-o prin București. Și aduce în centru negru pe care îl pui pe plămâni, în plămâni. Mai trebuie să mai facem o chestie pe care o neglijăm cu totul. Aș găsi variante cu guvern, cu bla bla bla, trebuie să le găsești, să iei niște pământ undeva, ceva mai departe de București, pentru a planta pădure. Deci, Bucureștiul nu are o centură de copaci în jurul ei. Cât de cât are, că slavă Domnului s-a mai plantat. Unde? Dar nu știu dacă ai văzut ce se întâmplă cu pădurea Băneasa. Sunt niște băieți care au obținut retrocedere. O măcelăresc. Am fost în ea de foarte multe ori și am fost și pe urmele lor și... Deci ce se întâmplă cu pădurea Băneasa, știi că e pe OLX, este la vânzare? Ce? Bucăți, toată pădurea Băneasa. Da. Și ei spun acolo în anunțurile alea că se poate construi. Păi se poate construi, da. Păi nu Băneasa. Se poate construi? Păi ce, n-au construit? Așadar, e nu este cartierul ăla de lângă jandarmerie unde s-a construit, nu este lângă Anaslan unde s-a construit în pădure, nu e Băneasa unde s-a construit. Cum nu se poate construi? Poți să construiești dacă vrei și te cheamă nu știu cine și ai bănuți, poți să construiești oriunde. E, asta aș face. Deci centură de păduri? Centură de păduri, centură în care să scoatem din traficul ăsta din București. Că dacă ai vrea de aici să te duci, nu știu, habar n-am, ai probleme pe partea alaltă, ai o treabă, folosești centura. Orașele civilizate au o centură și apoi au centură de autostradă. Încă o centură. Păi aia este în plan. Tu știi că eu am găsit la ministerul, la IPTANA se cheamă, Institutul de Proiectări, am găsit o hartă foarte mare, o am în redacție. Din 68 erau 3700 sau nu știu, 3000 ceva de kilometri de autostradă. Dar ai țara, adică câtă logică trebuie să le gândești pe alea? A, uite. Am făcut material la Botoșani. Știi, ăia săraci sunt rupți de lume acolo. Să te duci la Botoșani e moartea. Și povestea păi primarul de la Oradea. Vrei să ai dezvoltare în țară? Fă autostradă. Auzi, dar de ce să căbinezi de Botoșani? Cei de la Oradea au acces către vest și vine vestul către ei. Este acolo vestul. Ei sunt exact, ei sunt în vest. Arad, dar Botoșaniu. Da, poți să este rupt de restul lumii nu, și ascultă comanda la cine e la putere. Păi, am discutat și cu ăla de la putere. Cum să de la fii putere. Independent? Bă, dacă ești la putere, ok, ești la putere și ai putere, du-te și bate-te cu capul de pereți să aduci autostradă aici, că tot o să rămâi la putere, fraiere, dacă aduci autostradă. Dacă ești sfânt, te trec ăștia. Știi ce îmi spune președintele Consiliului Județean de la Botoșani când îl întreb, dar cum stați aici acum? Și e ce, în primul rând, vreau să vă spun următorul lucru. Din Botoșani au plecat 270, nu știu, de personalități, printre care și Patriarhul Teotist. Și avem doi sfinți în calendar. Suntem singurul județ cu doi sfinți în calendar. Fantastic, felicitări! Bravo! Aplauze și? Și atât. Rugați-vă pentru noi să rezistăm. Da. Deci infrastructură în primul rând. Infrastructură. Centură de pădure. Exact. Și cred că să începem să scoatem mașini din centru, multe. Și să lăsăm oamenii să mai și alerge.
da. Pe străzi, când nu vezi oameni care au curaj să iasă la jogging pe străzi. Uite, am filmat, spuneam, cu bicicletele acum și stăteam de vorbă cu Marian Ivan și îmi povestea un lucru. Aveam niște statistici, nu le mai țin minte. Mare parte din mașinile Bucureștiului stau. Sau se învârt căutând loc de parcare. Sau se învârt căutând loc de parcare, iarăși timpii sunt. Dar stau, dacă te uiți, blochează niște locuri. Ok, hai să construim niște parcări pe etaje. Știi ce se întâmplă în Parcul Tineretului, unde au niște cârciumi pe unde beau ăștia care conduc locul ăla? Se face o mare parcare pe 2,3 hectare de teren, de beton. 720 de locuri de parcare în parc. S-au tăiat copaci, se toarnă beton. Și se vede din dron o bucată, o așchie de parc așa, care este betonată. Nu puteai să o faci pe etaje parcarea aia? Și eu am vorbit, am întrebat la primărie, zic, nu permite solul. Păi, bă, tinică, și blocurile astea de vis-a-vis ăștia, cum le-au făcut, mă, de le-au ridicat pe 10 etaje? Nu, ai se înclină. Sau o făceai subterană și deasupra... E ca la aeroport, unde tot așa așteptăm o parcare supraterană de mai multă vreme, dar nu despre asta vorbim acum. Avem și noi un semimaraton la București, totuși. Și dacă ai avea genunchi bun, te-ai duce, nu? Am alergat la semimaraton, am fost și cu fiica mea, ea pe trotinetă și eu la asfalt. Și în continuare, ieșiți și faceți sport, alergați, duceți-vă la sală, plimbați-vă prin parc, pentru că e sănătate curată. Știi care e povestea? Trebuie să mai facem un pic de timp și pentru noi. De aici că tu arăți mai tânăr cu cel puțin 10 ani. Așa. Îți mulțumesc foarte arăți mult. Arăți mai tânăr și decât păi mine. Ți-am arătat pe telefon, uite, un domn antrenor și eu tot ce mănânc în fiecare zi și în fiecare oră, bine, îl mai păcălesc. Cum te poți să-i faci reclamă? Îl cheamă Marius Soare și în curând o să dea drumul unei săli și arată aici la cameră. Uite mai așa. Aproape, așa. Îi trimiți poze cu ce ai mâncat? Da, tot ce am mâncat eu. Hai, dar nu mănânc ce rău. Vedeți și eu. Păi nu mănânc greu pentru că mă termină la sală. Zice, ce, uite, asta a fost poza care l-a scos din... Plecam la Ploiești și zice Cristi Corchi și operatorul, ce, băi, nu vrem să mâncăm și noi niște mici? Și niște mititei. Și am mâncat 3 mititei, că ai văzut, toată lumea mănâncă mititei. Acum am zis să fiu un ton cu politicienii. E, ce flotări mi-am luat eu pentru mititei ăștia? Ți-ai luat flotări? Pola! Și facem box. Am descoperit că îmi place ca mâini. Așa. Cam mâini și că... scoate din tine ceva? Da, și nu este monotonia aia de hai să facem 30 de abdomene, 40 de nu știu ce și vezi tu, cu asta urăsc la sală. Și atunci facem box. Bam, bam, îi mai dau eu. Mai scoți din răutate, din suferință? Eu săracul sac. Sunt toți politicienii pe sac acolo și alți câțiva. Gardă de mediu, acum perioada asta, ministrul mediului. Da, mai ales. Ultima întrebare. Ultima. Și scap de mine, că știu că ai treabă multă. Mă duci așa sau iau reate? Te duc electric. Te avem în București sistem public de transport. Foarte organizat. Da, du-mă tu, te rog. Te duc eu. Așa. Cine sau ce îți dă ție încredere? Oamenii din jurul meu îmi dau încredere că se poate. Trebuie să enumer. Pe oamenii din specific, nu vorbi ca politicieni. Păi o iau așa, într-o ordine. Este fiica mea la care mă uit și iau încredere cât china de la ea. Este iubita mea la care mă uit și iau încredere. Și după aia, venind către muncă, sunt colegii mei. Paula, Rareș, Leo, Cosmin. Ultimii mohicani. Vlad, Carmen, Oana, maica Ecaterina, părintele Tănase, părintele Necula, părintele Iustin. Ai o gașcă? Am o gașcă, da, am o gașcă. Și de la oamenii ăștia, atunci când eu nu mai am și sunt foarte jos și așa, la ei mă raportez și acolo, uite că tot vorbim de mașină electrică, acolo sunt prizele mele în care mă cuplez și îmi iau energie și slavă cerului, să-i țină Dumnezeu sănătoși că îmi iau energie. Mama! Să-i dea Dumnezeu sănătate. Alex, îți mulțumesc. Mersi. Simt că m-am încărcat și eu pozitiv. Te-am încărcat? Da. Te-am încărcat să-mi negativ pe sub podul ăla. Băi, nene, da. Uite, și acum dacă vrei, uite, să dăm și cezarului ceva, dacă există Dumnezeu, cred că a fost în mașină cu noi.
A fost și este. Este, și nu? E cu tine blegule tot timpul. Dar nu-ți dai tu seama. Dar nu, dar nu neg existența. Doar că prefer să nu mă smiorcă la el. Dar nici, mai dar să știi că Dumnezeu nu vrea să te smiorcă la el. Dar nu-i plac. Gândește-te că... Nu știu, știu, ca știu, în filmul ăla. Auzi, nu știu de ce trebuie să trepe la caserie ca să ajung la Dumnezeu. Asta, asta mă înfure cel mai tare. Asta nu. Astea sunt ale oamenilor. De-aia am zis exact, că Dumnezeu, Dumnezeu cu siguranță are simțul umorului. Știi când se uită la caserie asta și ce faceți, mă? Iar adunați bani. Bă, băieți, mă. Nu vă mai ajunge, mă. Dar cât de sus... Știi că s-a mai încercat, dacă iar începem, da. În povestea cu Babilonul, că da. Încercau să urce un turn foarte, foarte sus, foarte sus și să ajungă cu el la Dumnezeu și atunci Dumnezeu l-a dărâmat și le-a amestecat limbile, știi? Încercăm noi acum aici pe variante românească, în spatele palatului, parlamentului. Acolo, lângă simbolul secularismului, lângă parlament, lângă puterea poporului, da. Pe dealul a venit ca un medicament, ca un pansament pentru... Clar. Pe cel mai înalt deal, m-am uitat la chestia asta, toate bisericile sunt pe cele mai înalte dealuri din comunități ca să nu le ia apa, nu? Nu, ca să le vadă oameni. Aha. Și să ne aducem aminte. Sunt tare curios dacă vor cumpăra tabla de la acoperiș și de acolo de unde cumpără și Putin. Păi, dar hai că ne luasem la revedere. Asta e extra, 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 scoate-mi, gata. Bine. Și, pentru că pe internet să spunem și un like, share și subscribe dacă vă place interviul nostru, arătați-l prietenilor voștri, dați-le idei despre cum ar putea să fie un pic mai oameni. Da, poate ajunge și la patriarhie. Pam, pam.